Suntem în Bolt, mergem să luăm mașina. Chiar sunt curios cum arată acum. Din păcate, doar țocul ăsta tu să vină să îmi conducă mașina. Pentru că, știți voi, nu am chef să conduc. N-aveam chef, trebuie să vină cineva. Aparent, la 6:22 mai avem să facem de la Băneasa până acolo, la SRZ Powder Coating. Am ajuns la băieții aici să luăm mașina, dar nu e gata încă. Nu știu cum arată, nu știu dacă să intru să o văd acum. Să intru acum sau nu? Eu zic să întreb. Da, trebuie să intru așa. Da. Ok, mă duc înăuntru, întreb și revin aici. Hei, e afară, nu? Uite-te. Stai așa să nu mă muște câinii. Da, e afară. Da, nu știu. Bă, s-a necat câinele. Nu știu dacă îmi place cum arată momentan. Chiar arată diferit. Bă, vă place? Sunt curios cum o să arate colantul. Acum, sincer, nu prea-mi place. Bă, momentan, arată ok, care jantele negre. Și cu astea roz arată. Dar, nu vă zic încă ce culoare o să fie mașina. Poate nu o să fie roz sau poate o să fie roz. Dar, momentan, nu știu. Scârție, nu prea-mi place așa. Bine, încă are cromul ăsta, are și tipsurile, dar o să vedeți ce evacuare. Urmează să o facem țeavă goală, țeavă goală pe bune. Adică, așteptați, Stage 2, am comandat și intercooler și tot ce trebuie. Dar nu știu ce să zic momentan așa. Mulți mi-a zis să fac roțile negre. Da, eu sunt mai mult pe asta cu crom, așa, pe Alpina, pe... Arată super. Da, etrierii ăștia, mamă, ăștia chiar arată genial, uite cât de tare arată. Etrierii chiar îmi plac. Da? Da. Da. Jantele, nu-mi place cum arată pe albastru. Bă, acum am plecat, mergem să le luăm reacțiile ăstora. Mamă, zici că-s cocoș de munte, mie nu-i zici că am părul ăsta așa. Deci era fericită. Hai să ne uităm în față totuși. Ideea e că vedem ceață momentan ea. Mai vezi în ceață? Foarte puțin. Abia știu să ne vedem. Ne mergem la Băneasa și ne vedem cu iubită meu. Vrei știi că Andrei, iubitul meu nu e al tău. Dar ai grijă la groapa asta, de-te-mi stânga de nimic. Știi, aici rămâneam. Acolo e pe aia. În fine. Chiar sunt curios de reacțiile ăstora. Bă, arată super. N-arată bine acum cum arată. Nu arată bine... Se de ușor ca tine și acolo. Nu arată bine în combinația asta, albastru ăsta cu crom, negru și roz. Dar o să arate super bine cum o să fie mașina, vă promit. Scrieți în comentarii ce culoare credeți că o să o colantă mașina. Yo, Jesus! Ești pregătită? Accelerează. Ia picior. Accelerează. Dă-i. Dă-i plană! L-ai luat? Hai că avem oameni! Stai. Hai! Hai că se lasă bariera acum! Dă-i plană! Nu te uita. L-am văzut deja. A, da? N-am parcat să zbor? Că nu te-ai uitat. Păi am încercat să nu mă uit. Mamă, dar vrei să o vezi pe Deni cu motorul. Zice după aia, Andrei, nu vrei să luăm mâncare în benzină? Să vezi ce i-a dat în tunel. Zice după aia, Andrei, nu vrei să luăm mâncare în benzină? Să fie și necru înăuntru, nu contează. Oh. Arată nașpa acum. Ce arată nașpa? Vine pe partea altă să vezi. Ce? De ce ai etrierii roz? Ca așa de bine. A, da? Da. A. Cum ți se pare că arată? Băi, etrierii roz chiar sunt... Etrierii sunt foarte mișto, uite cum arată. Dar și ce etrierii mi se pare fain? Aia când o să fie colantată, gândește cât de bine o să arate. Eu, personal, aș fi făcut jantele negrumat. Când vine colantul? Pe 10, cred. La 20.000 de abonați? Dacă n-ați apăsat încă pe buton, aveți acolo butonașul. Până dacă, deși atent, dacă faci 50.000 de abonați până la finalul lunii, îți cumpăr eu bara M. Da? Să arate. Stai puțin. Nu-ți cumpăr bara M. Îți cumpăr bara M să-ți meargă ție. E în aftermarket. E 30 milioane. Da. Aproape. Dacă faci 50.000 de abonați până la finalul lunii. 50.000? Da. Mamă, spamează asta tot TikTok-ul. Da. Mă jur. Și dacă fac 60.000, e tot pachetul. Deci am coborât din bloc și am văzut asta. Dintr-o dată așa. Fix după ce am vopsit jantele, avem pană. Dar ce părere cum arată cu jantele negre? Îmi plac etrierele. Da? Da, zici că-s de fetiță.
Mie îmi place mai mult. De altfel și tu ești o fetiță. Da. Hai că asta e. M-a lăchit de tot. Hai, bagă repede asta, bagă acolo. Mă șchide repede să se. Eu n-am văzut în viața mea etrievos. Nu? Se pare mișto? Foarte mișto. Da? Gen, cred că o să te. Chiar ai mai văzut? Nu, n-am mai văzut. Dar uite asta pe față mai mare și arată bine. Lasă așa pe net. Așa în realitate. Nu, nu, e mare asta. Dați-l la special sau așa era? Ce? Etrievos, ți l-ai cumpărat tu? Nu, am vopsit. Dar știi ce e rău? De ce? O să o colantez la un moment dat o culoare. Adică sunt la viitoare. Adică? Nu, de unde știi tu, Edi? Pentru că, de ce e rău etrierul? Că o să o colantez? Nu. Este o culoare care se va asorta cu etrierii. Ce merge cu roz? Măta! Mi se pare că așa cu roțile astea negre. Și că de-aia s-am sărit-o, dar de-aia cu 3 acum serii. E cea mai de cucară de mașina asta. Acum așa da. Șasar, benzină, nu 4-4, 3-0, da. Impozit da. Mic. La revânzare e bună, domnule. Cu crom pe bară, dar fără pachete. Crom. Jante negre, etrier roz. Nu, no, dacă îi pui crom și pe față, gata. Gata. Gen o crom de lit. Da. Așa. Gata, tată. Bă, chiar arată bine jantele. Te zici că e ultimul pește. Dar de aici sunt 4.000. Ce? Nu! Te-ai bășit? Nu. Mamă! Mai curăță și tu admisia. Urât accelerezi. Că se rupă ăsta pe mine, băgăm aici. Dar te puțin așa în 4.000 să văd și eu, fetița mea. Asta e că... Mai dun și oamenii, dă timp. Bă, încetează. No, ziua bună! No, no, ce faci, Bente? Ce faci, mă? Filmezi vloguleț? Ți-ai polișat farurile, știi, este? Jantele? Da. Îți plac? Îs așa, îs... Da, etrierii ai văzut? Pe roz? Uite cât de șmec. N-am văzut niciodată etrier pe roz, what? Nu pot să cred. Mamă, dar îți vopsite? Da. Poți să o atinge? Da. Bă, nu pot să cred. Ia vreau să văd și pe partea asta lantă. Asta lantă. Păi ce culoare o colantezi? Ok, deci o să fie un colant special, am înțeles. Bă, frumos, frumos. Da. Vrei să te mint, îmi plac mai mult alea un pic mai spițate, așa jantele un pic mai spițate. Și cum are băiatul ăsta aici pe covret, da, pe corpet. Da, mie nu-mi place cum arată acum, cu ele negre. Dar o să arate bine când o să fie colantată. Dar ce nu ți-ai făcut pe alb? Crezi că n-arăta bine? Da, nu sunt. Nu, de fapt, posibil să nu fie arătat bine. La jantele pe alb trebuie să fie neapărat foarte, foarte spițate. Foarte, da, da, da. Altfel nu se vede bine. Da, vezi că o place, arată șmecher. Bă, cât îmi plac etrierii ăștia, nu știam că există așa. Da, îți vopsiți? Da, dar sunt foarte șmecheri. Bă, dar îți vopsiți ca lumea. Uite și tu că nu-ți vopsiți așa aiurea. Îți vopsiți frumos, cu, nu știu, nu, nu s-o scurs vopseaua sau... Da, da. Chiar da, tare, îmi place, da, place rău de tot. Ai avut un TikTok în care ai făcut așa copiată, da. Drăcodru, cu un cataroi, asta cataroi, așa. Așa? Ai făcut pe jantele astea? Da. Nu pot să cred. Când a zis nu pot să cred, m-am mușcat de limbă. M-am mușcat de limbă și am mai putut să vorbesc. Bă, și cum? Dar erau zgâriate, prof. Da. Nu pot să cred. Da. Tare, da, place, șmecher. Ce are motorul ăsta, nu a 8.000 de turații? Da, cât vrei să aibă? Eu mi se pare că la Peugeot aveam 5.000 de turații pe diesel. Așa. Dar atunci nu m-am uitat la câte turații are mașina, că era electric, de la n-am mai înțeles. Așa. Dar la Peugeot vedeam că te schiteai ăla, numai aia vedeai. Așa, da, și te obișnuiești. Dar ce e motocicletă, să aibă 10.000? Păi nu, da. Cred că doar F12-le are 9.000 sau 10.000. Care mai e? Lefeau, Aventadorul, V12 în general. Aaa! Aia, deci nu m-am prins că la V12-le meu nu mi-arată câte turații are, mi-arată câta power reserve mai are. Dar și-o dau seama, dar nu scrie. Cum să ții nana V12 să ții Rolls dintre toate? Dar mai iau unul. Da! Zine aici ce ții. Dar chiar, ce V12 să-mi iau, băieți? Ce V12? Punem Bentley-ul ca V12? Cum adică? Păi de ce să nu-l pui? Că e dublu V12. Ah. Nana, ușor futu-te în gând. Eram cu Edin Peugeot și aveam asta aici de CD-uri, aveam mai multe CD-uri. Și la un moment dat ne grăbeam și sensul, nu, e în secția aia de la promenada, unde sunt, cum dracu le zice, mă,
linii de tramvai. O, da, și ascultam muzică și hai de repede, că pierdem verdele. Dăm repede și când sărim peste linia de tramvai, sare așa puțin mașina. Și în timp ce a sărit mașina, eu cred că a sărit puțin și discul din ăla. Și n-am mai citit muzica pentru jumătate de secundă, un sfert de secundă. S-a oprit puțin muzica, gen. Du-te, bă, dracu, dai cu mașina să sare CD-ul, atunci îți dai seama că trebuie să iei altă mașină sau... Și-a la vreme șeptar. Sau că ești rupt în cură de foame, una din da, două. Sau asta. Că eu mi-amintesc de povestea asta, dar nu mi-amintesc câți bani aveam atunci. Poate am zis, bă, trebuie să schimb mașina, dar o schimb eu. Dar acum ai bani? Ai, că ai. Acum? Acum mergem la anvelope.ro. Să ne repare anvelopa. E ca și cum te duce cu mașina la spital. Sau la... Nu, no, la spa. La spa, dar nu la spital. Ba nu la spa, că la spa ar fi detailing. E și, nu știu, bă, când bagi mașina acolo, zici că ei o bagi în reprezentanță. E, domne, cum să schimbi anvelopele în altă parte decât la anvelope.ro? Cine schimbă în altă parte? Bă, știi care e faza? Știi care e faza? Că chiar nu cred că ai unde să le schimbi, mai șmecher. Ai văzut că a schimbat și băiatul ăla de... Și-a luat singurul Ferrari puro sangue. Tot pe na... Unde să vină? Unde să vină cu mașina aia? Știi care e faza? Că chiar atunci mi-am dat seama că, bă, dar chiar... Ăștia cu Ferrari, gen, nu și le schimbă la Ferrari. Nu, anvelope.ro este cel mai bun. Bă, dar chiar e bun. Bă, și o să vedeți acum că merge la ei. Am schimbat roțile la Rolls la anvelope.ro și trebuie să le schimb acum și la Taycan tot la anvelope.ro. Și să vedeți și sper că de când vorbim acum la anvelope.ro, fac și mie acolo un 5% reducere, un ceva. Vă rog eu. Dar și dacă nu-ți fac oricum, n-ai unde să te duci. Gen. Da, adevărat. Ba nu, ești prost, mi le schimb singur. Ia să vedem acum, iubitorul de mașini, ce benzină bagă. Ce benzină bagă? De 95. De ce? Pentru că așa e softul făcut pe benzină de 95. A, de 95 poți să bagi. Aaa! Păi și dacă bagi de 100 de un milion, ce se întâmplă? Ce? Oricum de un milion bag. Hai băieți să vedem dacă de la benzină era. Chiar sunt curios. Oliu! Ioliu! Sar pe mine! Ia uite ramul ăla! Ce ai zile fără aer, atunci la un fraier, nu te vându-l, dar wow. Bă, să-mi bag p***ele mașini! Ți-o zgâri? Mamă, ai vorbit. Hai, dă-te mai pe dreptă, că ai loc. Mă mai dau? Nu, mergi drept. Ce p***a să te mai dai cu... Mergi cu... drept! Mamă, ce mă enervează când ai retar la volan. Stai așa. Treci tu. Uuuu, de, ia zi, tate, cu... Păreri? Bună seara, tocmai a venit la noi Fokker. Da. Ce are, mă, ce are, dacă asta îi place lui? How are you? Yeah. A început. Cum e aia, spune-mi că ești fără da, să-mi spui stai. Că ești spate, intră unul în trapă. Ce mă, pe, dau cu spatele sau nu, stai aici. Am venit la băieții noștri de la anvelope, bineînțeles, să echilibrăm roțile astea, abia le-am vopsit negre. Și este aici un mic easter egg. Doba. La ce știe trierii? Scrieți acolo în comentarii de ce sunt roze trierii. Bă, dar de ce sunt așa mici trierii ăștia? Să mă, nu. Bă, dar pe spate? E pe spate. Greutatea e pe față, tată. Așa? Bă, dar ce trierii mici are să-mi bag picioarele. Mamă, dar atât de frumos sunt așa roz. Bă, chiar sunt frumoși. Așa bun. Bă, chiar arată bine și așa dacă ai lăsat mașina, tot mi se pare că arată bine ca o pată de culoare. Ca o pată, dar n-aș lăsa așa. Vino cu acest. Deci aparent pe acolo pierde aer. Aici pierde aer. Pe la venti. Da, uite cum sare. Și că e sifon. Aia a fost. Și acum mai stă, mai scui pe ea. Gata, gata, i-a închis gura. Ce înseamnă să echilibrezi? Aici e vorba de o reechilibrare, le reverificăm. Ok. Anvelopa și janta nu sunt niște cercuri perfecte. Mm-hmm. Nu au greutățile perfect uniform puse. Nefiind niște cercuri perfecte, automat trebuie să venim cu niște contragreutăți ca în momentul rotației să nu vibreze. Ok, am înțeles. Asta facem prin echilibrare. Au avut probleme mari? Nu. No. Da? Okay. Ce? Care a fost cea mai gravă? Păi încă lucrăm la ele. Așa. Și o, avea legătură ceva de la ele, că uneori intra și dreapta? Și dreapta la bloc. Da. Deci gata, și pus băieți, cred că a durat 20 de minute. Ce frumos că ne-ai explicat ce a făcut și ne-ai arătat tot procesul, mersi frumos. Am zis. Ai zis? Da. Și am intrat pe vlogul tău să mă uit la tine cum nu faci nimic, am... Stai, vreau să filmezi și eu asta.
Mamă, văd în fiecare zi pe, hai, pe Instagram. Hai să-mi fața, că aici mai am doar două. Era să-i cheie din altă. Nu? Da. Deci asta mi se pare cel mai... Știi cât de greu e? Cât de... Ia, fă și tu la una. Fă la o roată. Nu, ăla, păi nu vrei să pleci pe de aici. Da, sora. Fă, fă. A, mă apuc eu. Nu, la o roată, Andrei, a zis. Nu, nu, nu. După aia să fii pe ea în câmp și să fie vina mea, nu? Nu o să fiu în câmp, după aia... o să fii. Vine... Tot omor cu ea. După aia vin apoi aici. Păi nu vreau să fiu vină roata. Păi zbura punctul.